În perioada 5-7 martie 2021, polițiștii rutieri și cei de ordine publică cu aviz de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfășurat o acțiune pe raza județului Brașov pentru verificarea respectării de către conducătorii auto a normelor legale privind circulația pe drumurile publice, precum și conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la care se expun dacă acestea sunt încălcate. Printre obiectivele acțiunii s-au numărat verificarea legalității documentelor necesare în vederea conducerii autovehiculelor pe drumurile publice, verificarea alcool scop a tuturor conducătorilor auto, respectarea limitelor legale de viteză prevăzute pentru sectorul de drum parcurs, verificarea respectării prevederilor legii numărul 55/2020. În cadrul activităților desfășurate au fost angrenate 127 de forțe, fiind aplicate 515 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 222.100 de lei. Dintre cele 515 sancțiuni contravenționale, 275 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză pe sectorul de drum parcurs și 16 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. De asemenea, polițiștii rutieri brașoveni au reținut 64 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculul pe drumurile publice și au reținut 15 certificate de înmatriculare. În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii au constatat 19 infracțiuni la regimul rutier, dintre acestea 3 pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, 5 pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, 2 pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, 5 pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, 3 pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sub conducere a unui vehicul neînmatriculat. Polițiștii brașoveni reamintesc faptul că scopul tuturor activităților desfășurate nu este acela de a aplica sancțiuni contravenționale, dar nu poate fi tolerată nicio abatere de la lege. Pe termen scurt, consumul de alcool diminuează coordonarea motrică și echilibrul, alterează atenția, percepția, puterea de judecată și controlul de sine. De aceea, consumul de alcool este adesea asociat cu un comportament periculos, care prezintă un risc crescut de producere a accidentelor rutiere.